Și mozaicul ăsta cu fete în bikini din epoca romană, după cum spune istoria oficială. Istoria oficială spune că ăsta este un mozaic de fete în bikini de la Villa del Casale, Piața Armerina, în Sicilia, de Italia de astăzi, în secolul IV, adică anii 300 și ceva, în plin Imperiu Roman. Și dacă compare poza asta, adică e mozaicul ăsta cu ceea ce avem în ziua de astăzi, cu fetele care îs la gimnaziu și la gym și fac sport și training și cu antrenament, este același lucru. Cu alte cuvinte, mesajul este că rasa de ființe umane din antichitate, nu înțelegem care este antichitatea și că, care este istoria adevărată cu imperiul roman și cu Tartaria și cu alte chestii, dar ideea este următoarea. Ăștia din antichitate nu erau tipici cum ne spun la istorie, că erau toți religioși acolo și într-o dungă și cu mutraia întunecată. Deci oamenii se bucurau de viață și făceau sport și gimnastică și erau în bikini și mergeau la plajă și făceau baie. Deci istoria se repetă, cu alte cuvinte, rasa noastră de oameni în care avem aproximativ 200 de ani când a fost repopulat Pământul, abia acum, recent, în anii ăștia, am ajuns la cunoștința și intelectul și deschiderea mentală și încă niciodată, pentru că în România și în alte țări încă sunt ăștia care spun, oh, nu, 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 nu voie. Așa se face în anumite locuri. Și. Da, cam atât, deci cred că mesajul se înțelege și presupun că ea care nu sunt de acord o să-mi spună du-te și la asta se dă cu, pentru că e normal, că sunt la care nu le place să fie moderni, trebuie să fie conservatori, tradiționaliști, așa într-o dungă. Și cam atât, am să vă arăt, în următorul video o să vă arăt altceva, cu alt caracter, alt personaj care o să facă așa un fel de scurt circuit la nivel de intelect, pentru că totul este scurt circuit dacă știi să cauți și dacă știi să spui întrebările incomode, necesare, ca să mergi mai încolo de tipic, ceea ce este tipic, pentru că ceea ce este tipic este plictisitor. Și ne vedem într